Ia uite, frate, cât glesă face aici pentru ce oare, pentru ce? Că răspunsul este foarte simplu. Nu, nu facem nicio construcție de atâta gles. Cum puteți observa ce facem cu glesul, facem sticluțe. Ok, și poate vă întrebați de ce facem așa de multe sticluțe. Ei bine, cum știți, episodul anterior am construit această construcție minunată. Ei bine, cum puteți observa, aici, la final de episod, am făcut această cameră în care dacă te duci jos de tot, avem albinele astea. Știu că am zis că o să fac și aici, încă n-am apucat să fac, nici pereții ăștia doi încă n-am apucat să-i fac, dar m-am apucat să fac aici fermele astea să și funcționeze, să și producă ceva. Cum puteți observa, asta deci am început cât de cât să producă gen doar asta. Că la asta încă n-am avut destul, puteți observa, destul de sticluțe ca să mă apuc și de ea. Și acum a venit timpul să o și umplu, pentru că până nu fac toate astea pline, nu aș vrea să dau drumul și la această fermă. Această fermă e, am făcut oful. A costat o grămadă de resurse să fac catagles să prăjesc. Ok, deci cum puteți observa și aici am umplut ceva, dar mai sunt aici plus aici ca să începem să-i dăm drumul. E, cred că deja aș putea să-i dau un fermător dacă aș face jumătate de stat de aici și aș face... Ok, deci doar astea sunt supărate, cream că sunt și ăștia supărați și mă... Nu înțeleg de ce pe versiunea asta, albinele astea rămân așa, chiar nu înțeleg acest răspuns, supărate, dar n-am ce să fac, asta este meseria mea. Când o să se calmeze și o să facă miere, automat o să se facă aici aceste lucruri, plus aici, cum vedeți, deja merg. Da, hai să plecăm de aici ca să calmeze spiritele. Cât timp făceam eu la prima fermă? Tu am auzit aici un zombie, m-am venit sus să văd care e situația, cum a apărut. Și vă pun acum o poză pe ecran cine a apărut în casa asta cumva. Da, deci a apărut un om de ăsta cu trident, de unde numai Dumnezeu știe cum a apărut el în casa asta, cum s-a spawnat și cu tridentul, dar a păcat că nu mi l-a dropat. Dacă tot intrase măcar să îl și dropez. Da, aia. Plus de asta vreau să mutăm toate cufele de aici, pentru că știți că aici sunt toate blocurile și noi nu prea avem așa de multe blocuri, domne. Adică blocuri. Deja avem prea multe blocuri și nu mai e loc în astea. Așa că vreau să le duc sus și cei de sus duc jos. Așa că hai să ne apucăm de chestia asta. Ok, cum puteți observa, sunt toate astea aici, le-am mutat și acum ce vreau să fac, să-l bag pe băiatul ăsta că mai am nevoie de niște liduri. Mulțumesc frumos, două liduri, foarte frumos. Băiți, ăștia nu o să-i om, sau știi ce, de fapt, stai că eu data și data trecută am vrut să fac fix același lucru. Vedeți-mă cu mine. Știți căruța pe care eu am făcut-o, care e trasă de cai? Ei, la mine eu sunt mai ciudat așa de fel, la mine nu e trasă de cai, la mine o să fie trasă de lame. Așa că trebuie să mergem cu lamele astea sus de tot. Hai să nu pierd una pe drum.
Scoipați-mă, bă, scoipați-mă, nu-i nicio fel de problemă. Uite ce mai dă, bă! Ce le-au drept? Bun. Deci, pe tine te pun aici. Și pe tine te pun aici. Gata, mă, trăsura trasă de lame. Bă, eu m-am gândit în felul următor. Hai, Nether. Bun, am intrat și Nether și, cum știți, Nether-ul e foarte simplu. Suntem de-a spate de-o. Ei bine, e gaura asta, frate, că ne-a spart-o în primul episod. Băi, și e doar o gaură. Cred că știți deja ce o să facem, nu? O să extindem această gaură, să facem puțin mai mare, pentru că îmi dau și o artifiche. Să nu mai mă chinui, frate, cu găurica asta. Măcar să fie un dăsta, 3x3. Sau, ori vedea eu cât de greu o fi să spacă. Dacă e greu, fac 3x3. Dacă e mai ușor așa, fac asta puțin mai mare. Dar, pentru asta avem nevoie de multe materiale, ca să nu rămâne dracu prin Nether pe aici, da? Vedeți că acesta este chestul. Nu prea mai avem obsidian și ar trebui să facem ceva în legătură cu asta, dar hai, înainte să facem ceva în legătură cu obsidianul, hai să vedem cum spargem acest bedrock. Cred că primul ar trebui să iau acest portal, adică să-l sparg măcar primele 3 bucăți de aici. Și cum puteți observa, asta e gaura. Știu că mai este un bloc rămas, de asta l-am lăsat pentru că vreau să-l fac eu acum pe episod fără pantalon, pentru că am Swift sneak-ul ăsta care merge prea repede și când mă pun acolo cu shift-ul, când mă pun sub trapdoor, e complicat, mă bate rău că merge prea repede și se duce ca drag. Haideți să facem și ultima bucată, Doamne ajută. Și asta ar trebui să fie the last bucată pe care aș putea eu să fac. Hai să vedem. F1. Și a spart pentru că, băieți, avem, nici nu știu cât e pe ăsta. Deci e 1, 2, 3, 4, 5, 5 pe 5, practic, hă? Forță! Hai, nu vă zic cât am stat, pentru că am stat o grămadă, deci sunt căcat, chiar a durat ceva. Bine, ce aveam să fac de 3x3, dar mă prea chinuiam ca să sparg niște bucăți, așa că am decis să o fac 5x5. Da, acum ce o trebuie să fac, dau... Să sap în jos, să fac o dată de 5x5 în jos și să ne rugăm la viață. Și cum ați văzut, am consumat niște toteme pentru că am încercat să fac de mai multe etape de astea, fac acest portal, gen să fac acest, să distrug bedrock-ul de mai multe variante. A rezultat faptul că am consumat niște toteme, cum puteți observa, am consumat vreo 7 toteme și e destul de mult 7 toteme pentru un 5x5, dar ce să și facem acum, ce să și facem? Ba nu, stai că le-am aici, what the fuck. Deci am consumat doar 3 toteme. Să poate observa, armura s-a cam spart ceva. Și ăsta e portalul, l-am făcut de 4x4. Hai să intrăm în el, să vedem dacă ne dă unde trebuie. Ok, ne-a dat unde trebuie. Hai să lăsăm toate gunoiele astea în casă, că nu avem nevoie de ele. Cred că următoarea noastră construcție o să fie o bătaie de cap, cum puteți observa, e destul de mare. Și dacă ne uităm și la resurse, puteți observa, deja le-am pe toate, pentru că asta toată e ziua să fac roză toate itemele acestea. Da, câte chesturi, câte hopări. Exul meu nu mai poate, chiar nu mai poate săracul, dar... Măcar când o să terminăm acest proiect, nu o să mai stăm într-o căsuță care o să fie manual sortate și o să fie
ceva automat și am fac și eu niște cartofi că nu m-am dat mâncare. Ferma aia, dacă nu stai acolo, nu produce nimic. Băga mea și ești prea mică. Bun. Metoda față ce trebuie noi să facem, ei bine, este să să minăm. Așa că am nevoie de beacon-ul meu și de niște iron. Vă, iron, am 28 de bucăți. Ok, așa cum trebuie să facem beacon-ul. 2, 4, 6, 8 și 9. 2, 4, 6, 8 și 9. Ok, acum că avem și iron, e bine, cred că este timpul să ne apucăm să spargem, dar pentru asta poate să văd cam unde ar fi mijlocul. Asta cred că ar trebui să fie cam mijlocul, zic eu. Bun, hai să vedem, am dat la 60, că nu știu acum cât de mare e și cam unde ar trebui să fie. Hai să vedem intrarea unde este. Bun, deci uite că am atins ceva. Aici o să fie cel mai greu pentru că nu știu cum vin acești pixel puși aici. Ok, bun, asta e intrarea deocamdată. Așa, hai să... Mamă, deja nu am loc în inventar. Forță. Prima oară Ender chest măcar să-l am aici. Și cred că acum singurul lucru pe care l-aș putea să fac, ei bine, să mă apuc să minez și să îmi dau seama cum ar trebui fiecare să vină din ce parte, pentru că puteți observa aici, știu că nu mai trebuie să sparg încolo, pentru că mai încolo, ei bine, e stone care n-ar trebui noi să sparge. Așa că luați-vă floricele, luați-vă ce vreți să vă luați, sucul la voi, că avem de minat, tati, avem de minat. Bine că am 3 pixul la mine.